Astăzi, eu sunt la dietă. Peste jumătate de oră, voi putea să mănânc. Acum să citesc ceva. Sau poate la televizor. Mă hotărăsc. Râmelor mele le vor plăcea aici. Să vedem. O râmă. Două râme. Cinci râme. Perfect! Sper că mămicii îi va plăcea. Să fug repede de aici. Am flămânzit. Bogdan! Mami! Ce e aici? Miami! Ce e aici, Bogdan? Nu pune mâna! Tu ai făcut? Da! Nu te atingi de nimic, tu ești cu mâna de râne. Eu te rog frumos să dispară toate acestea din casă, pentru că eu mă simt foarte rău la stomac acum. Și eu îți propun altceva, Bogdanel. Nu cu acest. Se duce? Da, da! Hai! Hai, du-te! Adu aici! Adu! Bogdan, cum a fost cursa? Bine! Ei, copii! Noi cu Bogdan am făcut ceva unical. O cursă de râme. Cred că nu ați mai văzut. O să vedeți la final. Dar acum avem un joc unde avem cursă de râme. Iată, se numește cum... Galo Galito. Oh, Galo Galite de la Detoys, da? Ce este aici? Vă explic pe scurt sensul ăsta, pe urmă vedem celelalte. Într-o cutie avem râme, avem dreptul să ne atingem de o singură râmă și să facem un lanț de râme. Trebuie să le mutăm aici. Câte râme am mutat, cu atâtea puncte avansăm pe tabla de joc. Da! Așa! Bogdan este mai mic. Bogdan, începe! Îți alege o râmă și încep. Avem voie să ținem doar de o râmă, să nu facem cu două mâini. Da, așa, Bogdaniel. O, hai, care mai apuci? Pe viitor, Bogdaniel, trebuie să apuci. Așa. În secret, mami, o să-ți spun acum. Hai. Ai dreptul, dar nu ani, da, Bogdaniel, nu ani agăța de coada subțirică, agață de gât acum tu. Iată așa. Și cu celălalt încearcă și agață altă râmă. A, așa. Da, nu.
Nu, Bogdanel, agăț-o de gât, o să fie mult mai ușor. A, așa. Eu cred că trebuie să te duci. A! Una doar. Da, și asta se duce la tine în coș. Așa. Două puncte. Bogdanel are două puncte. Pot roșu, ce fac? Și acestea se duc înapoi în lădiță. La punctul roșu, la următoarea mișcare, o să numărăm râmele doar de o singură culoare. Da, tăticu. Acum încep eu. Uite, tăticu sigur va agăța șmecherește. Să le strâng. Vezi cum le anin? O, toate. Wow! Cred că îmi ajung. Cât ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Și mă deplasez la cifra 6! Bravo, Bogdanel! Așa, stai să le pun înapoi. Da. Le pun înapoi ca să fie toți în condiții. Acum tot de o singură culoare, Bogdanel. Hai! El poate să iei și de alte culori, dar numai una se socoate. Da, hai, repede! Hotărăști cu rozul, da? A hotărât Bogdan cu rozul. Bravo! 1, 2, deja e bine. 3. Încă o dată să încerci? A, bravo! A, hai! Hai! Gata, numai una! Lanțul s-a rupt! Una, Bogdanel! Bravo! Tăticu! Să le amestecăm. Ia să mai încerc eu cu culoarea galbenă. Nu știu ce rozele astea tot... Cad. Nu, dar sunt mai interesante. Așa și bine să le... Una a căzut, tăticu, dar ai voie să mai agați. Dacă se rupe lanțul cu mai multe râme, nu mai poți. Hai. A, văd secretul, el ține așa. Hai, tăticu. Da, de să iau. 4, cred. 4. E suficient. 1, 2, 3, 4, 10. Avansăm. Dar ce nu am socotit? Te-ai dus pe punctul roșu, ceea ce înseamnă că data viitoare ai voie doar de o singură culoare. E bine. Hai, Bogdanel. Hai, Bogdan. Tu acum liber alegere. O, deodată 3. Bravo, mai încerci? Hai. Hai, Bogdan. Așa. Așa. Hai, puleț. Hai. Bravo, câte ai? Repede, încet. 1, 2, 3, 4. Bravo! Avansează cu 4. 1, 2, 3, 4. Cocoșul. Ce înseamnă cocoș, tăticu? Cocoșul înseamnă că acum Bogdan, deoarece Bogdan este ultimul pe tabla de joc, va strânge vermișori. Și câți vermișori va muta Bogdan, cu atâtea câmpuri mă duc eu înapoi. Eu sunt primul, eu mă duc cu atâtea câmpuri înapoi. Super! Hai, Bogdanel! Hai! O să iau un milion. Da, corect. Hai. Nu o să-ți reușească. Ba da! 1, Bogdanel. Bravo, 2, 3, da, în total. Ai hotărât 3, da? Te tem să mai riști? Păi pe ăsta roz poți să-l agați. 1! Bine! Vezi, nu trebuie să fim lacomi. Iată cine învață jocul acesta. Da. Dacă ești lacom, poți pierde mai mult. Așa. Hai, tăticu? Încep eu. Principalul nu 3. De ce nu 3? Fiindcă sunt la cocoș, se primește că mă duc reiese în spate. 3, 4, 5. Tu chiar mai ai curaj? Wow! 5. 5. Hai. Nu vreau asta. Stai. Vermișor, ce ești? Hai. Ah, wow! Ce-și pe cela? Wow!
Câți ai, tăticu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Bravo! 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ce înseamnă mușuroi? Ce înseamnă mușuroi? Are și punct roșu. Ce înseamnă mușuroi? Ho, are și punct roșu. Acuși vedeți. Punem toți vermișorii. Mușuroiul. Aha, da. Punem toți vermișorii pe masă. A, dar are și punct roșu. Da, următoarea dată. Acum, eu când spun, deoarece mie mi-a căzut mușuroiul, eu spun start. Și eu, când eu, Bogdan, tu, ține unul. Ține unul. La start eu... amândoi aninați, da, cât mai repede. De care vrei. Atâta timp cât eu am spus start, tu începi să strângi. Când am spus stop, te oprești. Da? Câți vermișori strângi tu, atâtea puncte. Câți vermișori strâng eu, atâtea puncte. Deoarece la mine este cu punct roșu. Vedem data viitoare. Următoarea dată o să facem. Hai. Și, atent, nu am spus start. Start. Poți să oprești când dorește. Da, eu decid când... Nu, anin de cap, Bogdanel. Hai. Bravo, Bogdanel, mai anină cu coada. Nu. Continuă, că ce ai voie. Mergi. Așa, bravo, mai anină. Mergi, Bogdan, mergi. Mergi. Nu de gât, Bogdanel, nu de coadă, de gât, Bogdanel, tot timp. Așa, bravo, hai. Stop. Hai, Bogdanel. Hai. O, nu. Gata, stop, a zis tăticu. Da, stop. Da, tăticu are 4. Eu am 4. Bogdanel nu, Bogdanel 1, că au căzut. Bogdanel avea 3. Da, au căzut, da, pe masă. Da, dar el le-a ridicat, adică când am zis eu stop, el avea 3. Uh-huh. Asta, hai. Aici nu e cu cutiile. 4, da? 1, 2, 3, 4. Dar eu 3. Bogdanel, 1, 2, 3. Punctul roșu. Acum, Bogdanel. Cocoș. Vedem. Hai, Bogdanel. O să iau data viitoare. Hai, principalul. Hai. Roșu. Da, tu ai ce culoare, Bogdanel? Verde. Nu, da. Cu verde mergi, da? Hai. Bravo. Eu pun două pentru că hai mai se cadă cocoș. Nu trebuie. Bogdanel. Am înțeles, el vrea să mă întoarcă pe mine înapoi. Bogdanel, poți să faci verde. Și lucrul ăsta, Bogdan. Verde, doar o singură. Bravo. Hai că e bine, nu, să nu fim lacomi. Bravo. 3, 2, iar punct roșu. Hai, tăticuțu. Așa. Tăticu, tot e cu punct roșu. Cocoșul tău, acela a fost cu punct roșu. A, da. Eu sunt cu punct roșu. Eu o să aleg culoarea... Chiar ești cu punct roșu? Roz, da? Uh-huh. Nu se socoate verdele, dar mergem mai departe. Wow! Așa. Wow, tăticu! Și trag un sac de bol! Wow, câte ai? 1, 2, 3, 4, 5. Ai 6, dar 1 e verde și nu se socoate. 5. 5. Și pe tablă mergem cu 5. Așa, mergem aici cu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Iarăși cu punct roșu. Hai, Bogdanel. Nu, eu. Asta tu iarăși ești cu punct roșu. Da. Hai, Bogdanel. Hai. Să văd. Hai. Cu verdele, așa și m-am gândit. Verdele. Hai. Bravo. E bine. Du-te cu 3. Doar unul. 14. Iarăși. Așa. Iarăși punct roșu. Câte puncte roșii sunt? Da, așa, eu de data aceasta o să merg cu galbenul. Unu. Doi. Nu vreau. Da! Nu, că unul a căzut, are voie unul.
trei tăticoi. Wow, wow. Să nu-i pierzi pe cei. Wow, cât ai, tati? 1, 2, 3, 4, 5! Yeah, bravo! 1, 2, 3, 4, 5. Hu, nu am nici punct roșu, nici cocoș, nici nimic. Tati, dar vreau foarte mult să mă joc eu cu tine. Bogdaniel, acum. Pentru tine e foarte dificil, Bogdaniel, dar te descurci foarte bine. Uite, eu să-ți spun un secret. Ce secret? Uite, cocoșul. Vezi? Dacă tu strângi acum 1, 2, 3, 4, poți să mă întorci pe mine înapoi. Hai, 4. Succes! Hai, Bogdaniel. Poți să mă duc la mușorul, dar la mâine, cocoș. Hai. Hai, cocoșul. Eu ți propun acum, hai, vezi tu. Hai. Galbenele stau bine. Ah, dar tu ești cu o singură culoare, patru de o culoare, nu știu. Dificil. 1. Așa, așa, corect. Scoate-l pe cel de acolo, Bogdaniel. Scoate, mergi cu roz. Așa. Așa. Hai. Încă. Ai dreptul. Bravo, el pe acela. Și acum, du-te la galben. Galben stă foarte bine. Așa, tăticule. Bravo. Lasă-te. Hai, bravo. 3. Hai, nu. În cutie. Ai, era să o faci, Bogdaniel. Iarăși. Și voi lua doar unul. Iarăși, Bogdaniel, cu... Hai, tăticu. Cu punctul roșu. O. Hai. Să încercăm să mergem. Dă-te jos. Tu nu ești cu punct roșu, tăticu, da? Nu, eu nu sunt cu punct roșu. Alegi care vrei tu. Nu se ține bine. Nu e bun vermișorul ăsta. El nu ține bine. Wow. Aaaa, doar doi. Doi. O, mușuroi! Bogdaniel și-a luat unul și se duce la cocoș! Stai, mușuroi! Nu, el era... Eu sunt pe mușuroi. Și eu voi lua... A, și voi acum pe masă puneți. Acum tu poți... dar în cazul ăsta nu se socoate. Adică dacă pui acum unul pe cocoș, nu are funcție. Așa. Trebuie să agați câți mai mulți, Bogdaniel. Da, Bogdan, hai! Start! Câți mai mulți? Așa, hai băieți. Bravo, Bogdaniel, bravo, tăticu, cu verdele, Bogdaniel, bravo. Bravo, bravo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bogdan și 1, 2, 3, 4 eu. Bravo, băieți. 5 Bogdan, 1, 2, 3, 4, 5 și 4 eu. 1, 2, 3, 4. Dar de ce te-ai dus înapoi? A, înainte te-ai dus, da. Eu de aici văd, da. Așa, și încă. Acum tu, Bogdan. Hai, Bogdaniel. Poftim. Câți vrei, Bogdaniel, și ce culoare? 4, uite 4, 1, 2, 3, 4. Bogdaniel, nu, dar uite ce bine stau, toți stau ridicați. Hai, Bogdaniel. 4, Bogdaniel. Da, stau bine toți. Hai. Mai ia unul de... Mai ia rozul. De... Ia unul de gât și... Trage. Așa, așa galbenul. Pe ăla. Punct roșu? Punct roșu. Daniel. Așa. Acum eu. Hai. 1. 2. Hai, tăticu. 2. Hai, tăticu, avansează cu două numere. Punct roșu. Și tu ai, Bogdan, punct roșu. Hai, Bogdaniel, o singură culoare. Poți să iei 3 de o singură culoare. Ia uite, verzi, ce bine stau. Zic să le iei pe sau care vrei tu. Și agață verzi, că stau bine. 1. Apucă-l de coadă. Așa. Și trebuie să ajungi în cutie. Bravo! Ah, 1, 2, 3. Wow, cocoșul! Da! Da! Da!
Hai. Bogdaniel? Acum tot Bogdaniel? Da. El e ultimul. Ah. Cât mai mult să o ducem pe tot înapoi? 2. De gât, de gât? Ai tu cu coada ce ai? El pe roz. De ce te-ai apucat de ăsta galben? Așa. Hai, hai. 1. Vezi, Bogdaniel, nu săpă groapă altuia? Eu da, e foarte... O singură culoare acum. Hai, tăti, da? Cum? Iată așa. Așa. O să merg pe roz. Îmi place mie roz. Îmi place... Dar ai văzut că roz nu e bun fierbi. 2. 3, tăti, cum? Da, nu știu dacă o să mai pot să mai... Nu, da. Nu pot. 3. 3. 3 pași. 1, 2, stai, 2, 39, 40. 40, la mușuroi. La mușuroi. Mușuroiul! Hai să vedem. Super, super, copii. Bogdan, ești gata? Acum. Hai, start! Wow, Bogdaniel, hai. E bine. Lasă-l, lasă-l, așa, ia altul. Uite, bine stă. 3. Nu, 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 nu acela. Hai, vrei cu 3? Stop! 3. 3 are Bogdan și eu am 1, 2, 3, 4. 3. Hai. 1, 2, 3. Cocoș! 1, 2, 3, 4. Dar... Deoarece noi am jucat în mușuroi, câmpurile speciale nu sunt active acum. Da? Da. Ăsta eu am fost cu mușuroiul, da? Da. Acum Bogdan. Hai, Bogdaniel, tu. Care vrei tu și ce culoare vrei? Dacă e 3, avem încă un mușuroi. Da. Hai, Bogdaniel. Hai. Succes. Bine, mușuroi. Nu, nu-i neapărat. Am punctul. Cât mai mulți, cât mai mulți e ideea. 1, 2, wow, du-te, 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 wow, câte au ajuns? 5. Super! Mergi cu 5 în față. 1, 2, 3, 4, 5! Ai un punct roșu, da, dar tăticu? Eu sunt tot pe roșu. Nu. Nu, nu sunt pe roșu. Așa, încercăm. 1. 2, 3, oh, wow, 4, hai, hai, wow, wow. Dar de ce toate când ia foarte wow. Mulți? Cât ți-ar, taticu? Wow, wow, wow. Tata, nu mai risca, taticu, ajunge. Tăticu, nu risca, galbenul stă bine. Wow, wow. Asta, da, tăticu, câți ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Wow! Este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tăticu, e foarte aproape de finish. Dar mi-au dat emoții. Super! Hai. Tu ești un copil de 6 ani și te descurci foarte bine. Trebuie să te joci la școală cu cineva din colegii tăi. Și atunci va fi foarte obiectiv jocul. Hai la... Aha. Da, nu, așa era mai bine cu Anabela. Da, sigur, cu Anabela ești tu foarte. Hai, hai, hai. Hai. Te-a nintu de cozi, ce ai tu cu... Oh, oh, super, wow! Super, super! Lasă, lasă, gata, du-te, te rog, ca să-i pierzi pe aceștia. Câți ai? Bogdaniel, 1, 2, 3, 4, 5 are Bogdan. Super! Așa. 1, 2, 3, 4, 5. 5, super. A, dar eu sunt pe roșu acum. Hai, tăticu. Eu merg iarăși cu rozii. Hai, tu ce ai cu rozul? Îmi place rozul. Așa. Wow! Ai vreo?
Wow! Ia uite, poți să faci. Nu, nu pot, nu pot. Câte ai tăticul roz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rozi. Uh-huh, bine. Da. Pune-i înapoi. Da. Da, Bogdan, ajută-mă să merg 5 cu rozul. 2, 3, 4, 5. Mușuroi! Mușuroi! Așa. Vreau să fie. Oi, scuzați, scuzați. Da. Așa, mie acum îmi trebuie 1, 2, 3, 4 și ajung la finish. 5 și ajung la finish. 5 îmi trebuie. Hai. Eu sunt mușuroi. Da. Start! Hai. 1, Bogdaniel. 1 tăticu, 3 tăticu, 4. Stop! Nu, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Bogdan! Bogdaniel. Bogdan! Este un joc... Le spunem? Bogdan m-a câștigat în cursa de râme adevărată, iar eu l-am câștigat pe Bogdan în cursa cu jocul. Dar eu zic, Bogdaniel, ca să vezi tu sigur dacă tu poți juca acest joc bine, trebuie să joci cu un copil de vârsta ta, pentru că atenția lui tati și concentrația este alta decât la tine. Pentru că tu ești un copil, dar tati este adult. Și eu o să-ți dau acest joc la școală, tu-l ieși cu prietenii, vedem. La școală nimic. Că nu păstrează copiii. Da. Copii, dacă v-a plăcut jocul nostru, pentru vermișor. Pentru râmele mamei care au speriat-o pe mame, un like. Dar jocul este foarte interesant. Foarte interesant. Da, da. Abia aștept să mă joc cu tine, tate. Da. Decur, da. Corect, pentru că trebuie Anabela să se joace cu mine. Tu cu Anabela poți, Anabela e mică, dar încercați. Noi rămânem să ne jucăm. Pa, 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 copii! Pa, pa! Pa, pa!